Cuvântul Domnului pe care îl voi citi în această seară se află în Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 8, versetul 28. Romani 8, cu 28. Este unul dintre cele mai profunde texte în Biblie, unul dintre cele mai răs interpretate pasaje biblice. Însă ne vom uita din perspectiva Domnului la acest cuvânt glorios, Romani 8, cu 28. Cuvântul Domnului spune așa: De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Amin. Știți, românii au un proverb care spune că s-a făcut schimbare la modificare. Mi-am schimbat mesajul, așa că în seara aceasta, și aș vrea să ne uităm practic, deci, la acest pasaj, care, cum spuneam, este un pasaj abuzat în sensul interpretării. Este un text biblic neînțeles de foarte mulți. Este un text aplicat de multe ori impropriu, ne la loc, în situații și împrejurări în care ne putem găsi la un moment dat, și numai o interpretare abuzivă a acestui text nu ne ajută în circunstanța aceea. Este ca și când cineva a avut un accident de mașină, a dat necazul peste el și te duci să-l vizitezi, și când ai ajuns lângă el sau lângă ea, îi spui: dă slavă Domnului că te iubește Domnul, știți? Pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre bine, nu? Dar mulți, în râvna lor fără înțelepciune, în zelul lor fără înțelepciune, fac această greșeală, aplică cuvântul Domnului într-o manieră de felul acesta. Apostolul Pavel este un om profund, este un om adânc. De fapt, Epistola către Romani este cea mai profundă, mai teologică, spunem noi, ceea ce am cercetat cuvântul Domnului mai cu deamăruntul, cea mai teologică scriere în Noul Testament, poate în toată Scriptura. Ce vrea să spună Pavel în pasajul acesta? Cum trebuie să ne uităm la versetul acesta? Cum trebuie să ne uităm la adevărul din el? Și cum să aplicăm acest verset la viața noastră de fiecare zi? Mesajul scurt cu care mă voi adresa dumneavoastră în seara aceasta se intitulează Să fim diferiți. Să fim diferiți. Și o să vedem de ce. Când Pavel scrie cuvântul acesta: de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domnul, apostolul Pavel vrea să ne reveleze din partea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt 5 mari legi care guvernează viața oamenilor. 5 mari legi care guvernează viața oamenilor. Și prima lege care guvernează viața tuturor oamenilor, că sunt creștini, că sunt necreștini, este legea cunoașterii. Așa spune apostolul Pavel: de altă parte știm. Legea cunoașterii. Dacă ai cunoștință, poate să-ți meargă bine în viață. Dacă nu cunoști, pierzi. În poporul Domnului legea funcționează la fel, așa cum spuneam și dimineața, Osea 6 cu 4. Dacă poporul Domnului pierde din ce? Lipsă de cunoaștere. Și atunci există o lege generală a cunoașterii care guvernează oricare viață pe pământ. Trebuie să o știe copilul și o știe. Dacă se duce lângă sobă, nu pune mâna pe sobă. Cunoaște lucrul acesta. A trebuit să învețe prima dată. O știe tânărul care abia a primit carnet de condus mașina că nu poți merge cu 120 de mile pe stradă de 35 de mile pe oră, nu? Dacă te-ai dus
și poliția te-a oprit și vrei să-i spui poliției n-am știut, nu cred că te ajută lucrul acesta, nu? Același lucru se întâmplă și pe autostradă dacă mergi cu viteză așa mare. Nu este scuzabil să spui, n-am știut că dacă mă duc cu viteza aceasta s-ar putea să am un accident așa de teribil, așa de groasnic. Deci, frați și surori, doamnelor și domnilor, în viața de fiecare zi noi trebuie să știm că un fapt care trebuie să guverneze activitatea noastră, trăirea noastră, umblarea noastră, este această lege a cunoașterii. Și trebuie să știm, trebuie să cunoaștem că dacă respectăm, s-ar putea să fim respectați. Dacă facem bine, ni se va face bine. Chiar dacă nu întotdeauna, dar legea generală este aceasta. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Vine la vremea potrivită. Dacă nu secerăm de la semenii noștri, vom secera de la Dumnezeu. Cu siguranță. Credeți lucrul acesta? De aceea spune Sfântul Apostol Pavel să nu obosiți în facerea binelui. Am auzit cuvântul pe care care ne-a fost citit la timpul de deschidere, de rugăciune. Pe când eu îi iubesc, ei mi-întorc rău pentru bine. Dar eu alerg la rugăciune. Vine timpul când binele pe care l-ai făcut, legea aceasta pe care a pus-o Dumnezeu în univers, ce seamănă omul aceea va secera, îți va fi aplicată. Dacă nu între oameni, cu siguranță că Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. Și de fapt, un lucru care ar trebui să vă îmbucure tot din legea cunoașterii este acesta. Când vom merge în fața lui Dumnezeu, dacă vom intra în împărăția eternă a lui Dumnezeu, deci dacă murim în credință, țineți minte acest lucru, dacă murim în credință, nu dacă moare credința în noi, noi dacă murim în credință, un lucru care trebuie să ne îmbucure pe noi este acesta. Dumnezeu nu-și va aduce aminte de niciun rău pe care l-am făcut. Toată lumea tremură, oare cum o sta în fața lui Dumnezeu? Dacă ai ajuns în fața tronului lui Hristos, care judecă biserica, Iisus Hristos nu-ți va imputa nici un rău dacă ai ajuns acolo. De aceea trebuie să cunoști că până ajungi acolo trebuie să umbli bine aici. Amin? Pentru că Dumnezeu, care este tot cunoscător, și-a impus de dragul tău și de dragul meu. Când m-am pocăit de un păcat, El spune așa, iar eu, zice Domnul, îți voi ierta fără de legea și nu voi mai aduce aminte de ea. Slăvit să fie Domnul! Nu o să ne impute Domnul în fața tronului său, Lazar, ai văzut? Când stai în fața Lui, stai numai pentru răsplătire. Numai pentru răsplătire. Pentru că noi nu suntem judecați cu lumea, biserica e judecată diferit. Deci, în viață, guvernează această lege a cunoașterii, de aceea obligă-te să cunoști, pentru că această scuză continuă, n-am știut, nu te ajută. Poartă-te frumos cu soția, poartă-te frumos cu soțul, poartă-te frumos cu copiii, poartă-te frumos cu părinții, poartă-te frumos cu păstorul, poartă-te frumos cu membrii bisericii, poartă-te frumos cu semenul tău. Legea aceasta trebuie să o cunoști. În al doilea rând, a doua lege care guvernează viața tuturor oamenilor, spune Sfântul Apostol Pavel, este legea generală a lucrurilor. Uitați ce spune el, toate lucrurile lucrează și afectează pe toți. Este o lege generală în universul acesta care ne prinde pe toți, creștini sau necreștini, credincioși sau necredincioși. Este o lege generală a lucrurilor. Ca să fiu mai înțeles de toate cugetele și de orice inimă, vă pun eu o întrebare dumneavoastră. Lucrează răul în lumea noastră? Lucrează. N-ați văzut numai vineri. Acest om cu mintea nu știu unde, tânăr, 23 de ani, în Santa Monica, s-a dus, a împușcat 5 morți. Oameni nevinovați. Pentru că răul lucrează. Este această lege generală, toate lucrurile lucrează. Dar vreau să vă pun următoarea întrebare. Lucrează binele în timpul nostru? Amin. Lucrează. De ce suntem mântuiți? Pentru că Dumnezeu este milos. Și în această lume în care lucrează răul, este uimitor. Nu de mult am urmărit cu soția acest interviu cu o tânără
din Statele Unite, o soție tânără în Statele Unite, care s-a dus în Somalia. Somalia și Sudanul sunt două țări afectate de lumea islamică, unde este război civil continuu și unde, din pricina războiului civil, nimeni nu lucrează, este sărăcie, luce, oamenii mor de foame. Milioane, se estimează că în Sudan, cel puțin, peste 2 milioane de creștini au fost omorâți de către musulmani în ultimii 10-15 ani de zile. 2 milioane. Martiraj mai mare ca pe vremea apostolilor. Dar în lumea aceasta în care răul lucrează, frați și surori, doamnelor și domnilor, uitați-vă la această lege despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel, ca să înțelegem bine versetul acesta, să nu-l mai aplicăm unde nu trebuiește. Toate lucrurile lucrează. Dacă răul lucrează, lucrează și binele. Sunt oameni care, voluntar, își riscă viața, își riscă familia, se duc acolo sub crucea roșie, se duc acolo cu misiuni de caritate, se duc acolo să deschidă orfelinate, se duc acolo ca să ajute pe cei necăjiți, să dea mâncare la cei necăjiți. Nu-i glorios lucrul acesta? Toate lucrurile lucrează. Așa că dacă te-ai uitat în jurul tău sau dacă experiența ta este acum o experiență negativă, niciodată să nu spui, nu știu cum se întâmplă că mie numai rău îmi merge, pentru că nu vorbește adevărul. Dacă ți-ar merge numai rău sau dacă mi-ar merge numai rău, n-am mai fi ce suntem, n-am mai fi unde suntem. Dar chiar dacă avem experiență negativă, totuși ne merge bine. Știți de ce? Pentru că Iisus Hristos a spus că este cu noi în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Și acesta este un lucru bun. Lucrează binele. Deci legea aceasta a cunoașterii îi afectează pe toți. Legea generală a lucrurilor, spune Apostolul Pavel, îi afectează pe toți. Uitați-vă în jur, toate lucrurile lucrează. Așa că să nu ne speriem, răul lucrează, dar lucrează și binele. În lumea aceasta lucrează și bine. Mai sunt oameni care se duc și îmbracă pe cei săraci. Mai sunt oameni care dau de mâncare la cel necăjit. Mai sunt oameni care duc în casă pe străini. Mai sunt oameni care fac minuni. În al treilea rând, Sfântul Apostol Pavel spune, există o a treia lege care guvernează viața oamenilor pe pământ, a tuturor oamenilor. Este legea cooperării lucrurilor. Uitați ce spune el. Toate lucrurile lucrează împreună. Este o lege a cooperării lucrurilor. Și aș vrea să vă spun un lucru care poate vă surprinde. Răul, să știți, cooperează cu binele. Răul cooperează cu binele. Am să vă dau un exemplu, cum? Dacă este rău să ți se întâmple un necaz, este rău. Am să vă pun o întrebare simplă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, când vă rugați mai mult? Când vă merge bine sau când vă merge rău? Nu este așa că atunci când ești necăjit strigi mai mult către Dumnezeu? Pentru că este această lege a cooperării. Fără să-ți dai seama, răul cooperează cu binele. O să vă surprindă să auziți ce vă spun acum. Și diavolul lucrează spre binele nostru. Vă zice, cum? Că este vrăjmașul nostru de moarte. Da, este vrăjmașul nostru de moarte. Însă Dumnezeu îl îngăduie să te ajungă și să mă ajungă și nu lasă ca în dreptul lui Iov, a zis, atinge-te de vitele lui, atinge-te de sănătatea lui, atinge-te de casa lui, de sufletul lui nu te poți atinge. Dar când este îngăduit ca un câine, când este asmuțit, este lăsat împotriva ta sau împotriva mea, ce rezultă de acolo? Pocăință. Pocăință care este bună. Uitați de exemplu ce spune autorul psalmului 119, ca să ilustrăm cu cuvântul Domnului, un pasaj, sunt convins, cunoscut de dumneavoastră. Psalmul 119, versetul 67, ce până ce am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău.
Acum hai să vi-l traduc, că mulți citesc și zice, când eram smerit, rătăceam. Și acum, după ce-s mândru, merg bine. Nu. Autorul spune aici, până nu ți-ai pus nuiaua pe mine, ca să mă pui la punct, să mă smerești și să nu mai umblu cu îngânfarea cu care am umblat, până ce am fost pus la punct, rătăceam. Dar după ce am luat o bătăiuță zdravănă, acum păzesc cuvântul tău, ca să vedeți că așa este, puneți versetul 71 din același psalm. 71 versetul. Este spre binele meu că m-ai izmerit, că m-ai pedepsit, citiți dumneavoastră, ca să învăț orânduirile tale. Este spre binele meu. Este spre binele nostru de multe ori că este îngăduit răul peste noi. Toate lucrurile lucrează împreună. Este o lege a cooperării. David spune în Psalmul 30, câte vreme mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Pentru că a început să se încreadă în el, în puterea lui. Dar zice, o clipă ți-ai ascuns fața de la mine și am început să mă clatin și atunci mi-a venit mintea la loc. Am început să strică de tine, să te caut pe tine. Multe lucruri se întâmplă în viața noastră tocmai datorită acestor legi pe care Dumnezeu le-a îngăduit ca să ne determine, să ne determine și să vedem scopul final al lui Dumnezeu care ne vrea cu gelozie pentru El. Este o lege a cooperării lucrurilor. Apoi spune Apostolul Pavel, este o a patra lege care guvernează viața tuturor oamenilor. Este o lege a compensației. Ați auzit bine, a compensației. Uitați ce spune el. Toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Spre bine. Toate. Este o lege a compensației. Uitați-vă la cel mai cunoscut pasaj biblic și apoi o să venim în Noul Testament. Ne uităm în Vechiul Testament. Geneza 50:20. Iosif către frații lui. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Sigur că l-au vândut, nu? Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, compensare, ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Sunteți de acord cu ce spune Iosif? De acord? Și dacă nu sunteți, tot așa este. Sau, uitați-vă la Apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 7, versetul, de la versetul 10. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu îngăduie, deci toate ce vine sunt îngăduite de Dumnezeu, nu trimise, îngăduite, permise. Nu faceți confuzie între trimitere și permitere. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință, toate lucrurile creează împreună, compensație, nu? Care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Îmi pare bine că m-am putut pocăi, nu? Pe când întristarea lumii aduce moarte. Versetul 11. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi. Ați observat? Vă aduceți aminte când noi am trecut prin criză? Cu 3 ani în urmă? Vă aduceți aminte? Ce frământare a fost inima noastră? Ne-am apropiat de Domnul, o mare trezire spirituală, sute de botezuri cu Duhul Sfânt, casă de rugăciune. Este o lege a compensației? Wake up! Este o lege a compensației? Uitați-vă! Căci uite, tocmai întristarea aceasta voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, mânie nu unul pe altul, ci mânie ca și a Domnului Iisus Hristos, să ne trezim din adormire, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă, în toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Și dacă ne uităm mai departe la Apostolul Pavel, ca să vedem exemplul pe care el îl dă, numai două capitole mai departe, dacă ne uităm în 2 Corinteni 12, am spus, este o lege a compensației, pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Apostolul Pavel spune, în capitolul 12, am să vă citesc ca să vedeți contextul în care el vorbește. Versetul 2. Cunosc un om în Hristos,
Este vorba de el, care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost răpit în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Imaginați-vă revelațiile mari pe care le-a avut Pavel, de aceea când scrie, el scrie mai profund decât oricare, pentru că a stat în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a vorbit lucruri adânci. Uitați-vă însă acum ce spune Pavel, versetul 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, răul, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Compensație. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi îl ia. L-a ascultat? Nu. Și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, adică revelațiile care ți le-am făcut trebuie să treacă peste pălmuirea care iei tu de la diavol acum cu starea sănătății tale în trup. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De ce? De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Când oamenii spun, no, s-a terminat cu Gog, s-a terminat cu Pavel, atunci te ridică Dumnezeu. N-ați observat lucrul acesta? Atunci te ridică Dumnezeu. Asta este legea compensației. Toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Și apoi, Apostolul Pavel spune, mai este o lege, o a cincea lege pe care Dumnezeu a îngăduit-o să fie între oameni. Dacă primele 4 legi, legea cunoașterii, de altă parte știm, legea generală a lucrurilor, toate lucrurile lucrează. Legea cooperării lucrurilor, toate lucrurile lucrează împreună. Legea compensației, toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Dacă aceste 4 legi, spune Apostolul Pavel, guvernează viața tuturor oamenilor de sub soare, mântuiți și nemântuiți. Ultima lege este o lege a exclusivismului. O lege a exclusivismului. Ia să vedem ce spune Pavel. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele tuturor? A tuturor? Nu. A celor ce iubesc pe Domnul. Să nu vă pară ciudată expresia pe care o folosesc. Dumnezeu are un club exclusivist. Un club exclusivist. Nu toți beneficiază de binecuvântările lui Dumnezeu. Nu toți beneficiază de îndurarea lui Dumnezeu. Nu toți beneficiază de prezența lui în fiecare zi cu ei, cum a promis Domnul Iisus Hristos. Nu. Pentru că dacă îi întorci spatele lui Dumnezeu, și el îți întoarce spatele ție. Dar dacă trecând prin toate celelalte legi ești afectat și totuși rămâi credincios, pentru că îl iubești pe Domnul, vă citesc și apoi concludem și vă chem la rugăciune aceste cuvinte pe care acum vor face sens către dumneavoastră, că este această lege a exclusivismului și de aceea te invit, intră în clubul acesta exclusivist al lui Dumnezeu, adică pocăiește-te. Este clubul pocăiților. Nu o să le placă la unii când aud lucrul acesta, dar who cares? Ia. Nu este vorba de plăcut, este vorba de beneficiu. Ia uitați acum ce spune cuvântul Domnului, Psalmul 91, de la versetul 14. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti. E un club grozav ăsta.
că-și cunoaște numele meu, mai departe. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. 16. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Mărit să fie Domn. Dacă vrei să te afecteze legea aceasta, trebuie să intri în Biserica lui Hristos, în Împărăția lui Hristos. Altfel, ești general, dar nu de la de armată. Ești general de grămadă. Deci poți să fii diferit. Poți să fii diferit. Poți să fii binecuvântat. Poți să fii iubit de Domnul și poți să beneficiezi de cele mai frumoase făgăduințe pe care le-a făcut Dumnezeu, fiindcă mă iubește, zice Domnul. De aceea îl voi izbăvi. Eu vreau să fiu iubit de Domnul și îmi place clubul ăsta al pocăiților. Mi-e dragă Biserica lui Hristos. Îmi place să slujesc pe Domnul, pentru că știu că beneficiez de prezența Lui. Și apoi, păcatul are bucuria și plăcerea lui, dar ei sunt de o clipă, așa spune cuvântul Domnului în cartea aceasta sfântă, dar tot în această carte scrie următorul lucru. La dreapta lui sunt bucurii nespuse și auziți, desfătări de câte? Eterne! Nu de o clipă, în prezența lui. Eu vreau să rămân în prezența lui, să mă bucur etern cu el. Aplică cuvântul acesta și fii diferit, fii credincios, fii pocăit. Amin.